Salutare și bine v-am găsit la un nou video din JP Canal, Cătălin Pavel, din secțiunea Viața prin șantier. Aici nu vă arăt eu cam cum stau treburile prin șantier, cam cum arată viața unui muncitor în timp ce lucrează interioarele. O să vă arăt și cum ridicăm o casă, cum o să facem multe chestii, dar astăzi vreau să vorbim despre mașina asta pneumatică de tencuit de la Tenka. Cred că se vede aici, mai mare partea asta la altă Tenka. Cred că o să inverseze scrisul de la dreapta la stânga, pentru că efectul mirrorless, mă filmez cu camera telefonului și după cum vedeți, e destul de murdară, am tras IMP-ul cu ea, n-am vrut să fac un video la început când era curată, când era totul ștoc, pentru că nu știam ce-i cu ea, ce-i de cap cu ei, dacă funcționează, dacă nu, nu puteam să dau cu presupusul la început, dacă nu știam dacă e în regulă sau dacă nu. Nu știam ce să spun despre ea și nu vreau să spun niciun, o trebuie să o testez. Așa că ea fiind destul de murdară, materialul s-a întâlnit pe ea, am lucrat cu ea atât la MP75 la gletă de încărcare, cât și la tencuială tradițională. O să vă spun plusuri, o să vă spun minusuri, pentru că are și minusuri, nu sunt enorm de mari, nu afectează calitatea a produsului, nu afectează direct ceea ce facem noi, deci nu putem folosi din cauza minusurilor, dar există și minusuri. Nu e nimic special la mașinăria asta, ei are o cuvă din inox, într-un inox destul de dur, destul de serios concepută, are cuva asta, în interiorul unde se pune material, iar aici o să vă arăt de pe chestii care se întâlnează cu ajutorul unui furtun care merge până la compresor. Noi folosim un compresor de 50 de litri, un compresor destul de micuț, dar la cele 3 viuze prin care iese aerul, e perfect. Nu se poate lucra, nu știu cum spun, industrial, adică să băgați într-una unul să dea cu tencuială din dimineața până seara într-una, fără pauză, și să vină 2-3 oameni din urmă care se tragă la dreptar, cred că ar supra-solicita compresorul și ar fi probleme. Dar dacă lucrează două persoane, nu este absolut nicio problemă. Se poate lucra cu un compresor de 50 de litri. Foarte mulți văd că vorbesc că trebuie compresor de 100 de litri. Dacă se lucrează industrial și cu mai multe persoane odată, cu mai mulți meseriași, cred că da, trebuie un compresor mai mare de 100 de litri sau cel puțin 100 de litri. Dar dacă lucrează doar două persoane, fără nicio problemă, se poate lucra cu un compresor doar de 50 de litri. V-am spus, noi am folosit-o și la MP75, după cum puteți să vedeți acum, în video pe care l-am inserat. Uniformizarea materialului nu e atât de perfectă ca la tencuială clasică, vedeți? În momentul când pulverizează pe perete, nu iese într-atât de uniform stratul care este aplicat. Dar noi venind cu plasă pe deasupra, venim cu grătiera și întindem tot materialul, nu e nicio problemă. Deci neuniformizarea asta nu e ceva care să ne încurce. Dar noi scopul principal este de a aplica materialul pe perete, ca să nu mai facem noi o muncă în plus să-l aplicăm cu gletiera, pentru că ne-ar lua mult mai mult timp. Așa cu mașinăria asta reduce timpul, cred că la 50%. Reducem timpul de aplicare. Deci noi am aplicat într-o casă de 100 și ceva de metri pătrați în 2 zile sau ceva de genul, oricum extraordinar de rapid. Am fost foarte mulțumiți de mașinărie. Există și un minus în momentul când aplicați MP75, dar o să vă spun mai încolo când ajungem la partea de minusuri. După ce am aplicat gletul, o trebuie să tencuim băile, așa că am testat mașinăria asta și la tencuială tradițională, tencuială pentru care este concepută ea. Deci ea nu este concepută pentru glet, gletul fiind mai gumos, mai o altă textură a materialului, nu e atât de facilă aplicarea lui cu această mașinărie, dar tencuiala tradițională, formată din
nisip, var și ciment, e ideală pentru a fi aplicată cu această mașinărie. După cum puteți vedea și în video ăsta pe care vi-l inserez aici, aplicarea materialului e destul de uniformă, e destul de în regulă, grosimea lui e destul de consistentă, deci dacă vreți dratul care este aplicat să fie mai subțin, mergeți mai rapid jos în sus cu mașinăria, dacă vreți să fie mai gros, mergeți mai lent, automat cantitatea va fi mai mare, cantitatea aplicată pe perete. Grosimea tecuielii o faceți din viteza de lucru. Cu cât viteza e mai mare, cu atât stratul va fi mai mic. Cu cât viteza e mai mică, mai lentă, cu atât stratul va fi mai mare. După cum puteți să vedeți în video ăsta. Dacă v-am făcut o scurtă prezentare așa despre materialele care le-am folosit eu până acum, haideți să vă arăt și materialele din care este confecționată. La partea inferioară e făcută dintr-un material din plastic, un plastic destul de dur, destul de rigid, dacă aș putea spune, o conexiune din inox care face conexiunea cu, imediat vă arăt, cu chestia asta, o clapetă care dă drumul la aer și o închid. În momentul când apasă clapeta, permite să iasă aerul, în momentul când dăm drumul la clapetă, aerul nu mai iese. Această clapetă se înfiretează aici. Gata, am reușit. Vă spuneam că are și un garnitor de cauciuc care etanșează foarte bine, deci nu e nicio problemă să scape aer pe aici, etanșarea se face destul de bine, adică perfect, nu scapă aer absolut deloc. Așadar, la partea inferioară plastic, la partea superioară cuva este formată din inox, un inox destul de dur, destul de gros, care nu se doaie, nici nu trebuie să fie lovită, dar calitatea materialelor e superioară. Deci sunt mulțumit de materialele astea. V-am spus despre materialele, din ce e făcută. Acum am ajuns la interior și vreau să vă arăt. În interior aici are 3 diuze. Aici are 3 locuri prin care iese aerul, prin care iese materialul cu aer. Iar în interior are 3 diuze. Sunt foarte fain așezate. Numai bine, în cazul în care se înfundă sau trebuie să le curățăm, să le scoatem de acolo, avem așa o șurubelniță, asta este a noastră, cu un cap de 7 mm, vezi? Un cap de 7, prin care se poate desfileta diuza. Deci foarte ușor, dăm diuza jos. Imediat vă arăt. Deci este foarte ușor de desfăcut diuza. Diuza asta, pe aici trece aerul, are o găurică foarte mică, nu știu cum să vă arăt, să focalizez camera aici. Dar ați văzut despre ce e vorba, asta e diuză, astea se cam înfundă, dar cu ajutorul la așa chestie, dați drumul la diuză, o desfiletați de acolo, o curățați, după care o înfiletați la loc și dați drumul la treabă. Deci are 3 orificii din astea, 3 diuze, vă arăt imediat. Gata, am strâns-o, am curățat diuze dacă cumva ele sunt undeva aici. Aici, înăuntru, nu prea se văd. Se vă poate așa. A, așa se văd cât de cât. Deci, astea 3 diuze, pe acolo iese aerul și e foarte bine concepută, că se desfac foarte ușor. Alea fiind cu gaură destul de micuță, presiunea aerului e destul de puternică și putem să împrăștăm materialul pe perete. Noi avem un furtun din comerț, cumpărat, ea nu vin la pachet cu furtun, o să trebuiască să-l cumpărați separat. Noi avem un furtun de 25 de metri, ceea ce ne permite să ducem compresorul departe ca să nu ne suni în cap. Și dacă țineți în casă, o să fac un zgomot infernal. Cel mai recomandat, luați un furtun cât să vă permită să lăsați compresorul afară și mașinăria asta să o utilizați înăuntru. Dacă până acum v-am spus de calități, de plusuri, de cât de bună e mașinăria asta, cât de mulțumiți am fost noi de ea, acum a venit momentul să vă spunem și minusuri. Pentru că are și câteva minusuri, nu sunt cruciale, dacă aș putea spune așa, în funcționarea ei, dar sunt niște minusuri importante. Primul
Și cel mai important din punctul meu de vedere, dacă puteți să vedeți, nu cred că așa mai degrabă, aici, diuza asta de pe mijloc, e exact pe direcția furtunului. Deci, diuza aia e pe direcția furtunului și toate impuritățile care vin din pe furtun o să treacă prin acea diuză. Ea fiind prima aici, deci pe direcția furtunului e prima diuză și toate impuritățile o să ajungă în diuză. Diuza fiind destul de fină, cu un diametru destul de micuț, o să se înfunde. Da, deci am avut bătăi de cap cu ea, pentru că impuritățile se desprindea de pe furtun, dacă furtunul nu e nou, se desprinde de pe ea, chiar și nou, dacă este, se desprinde, ajunge în diuză și se înfundă. Deci, începe să dați și la un moment dat, bagă numai stânga și dreapta. Și trebuie să băliți, să spălați, să desfaceți, să curățați diuza, nu e mai complicat. Era bun dacă se concepea în așa fel încât să fie, să nu fie direct pe direcția, dacă aș putea spune așa, pe direcția furtunului. Să fi fost mai în stânga sau mai în dreapta și tot ce erau impurități se izbească în prima fază într-o parte frontală realizată din plastic, cum este făcut această mașinărie. Era, dacă era conceput un pic mai bine, ar fi fost perfect. Ăsta fiind primul minus. Nu e un minus catastrofal, dar poate pe viitor o să remedieze, sau poate nu s-a putut remedia, sau poate altă variantă mai este, dar eu spun că momentan diuza din mijloc se mai înfundă din când în când. Un alt minus îl regăsim aici, ceea ce asta sigur se putea face. Mașinăria asta legată la furtun nu are o cuplă din aia de aer, adică furtunul ar putea să aibă o cuplă rapidă prin care să cuplezi și să decuplezi mașinăria. După ce tragi material cu ea și vrei să te duci să o speri, adică o speri de câteva ori pe zi, când e o pauză, când ai o pauză mai îndelungată, iei mașinăria, te duci să o speri. Nu poți de fiecare dată să deschiletezi de aici, pentru că la un moment dat o să defectezi filetul ăsta. Nu poți totdeauna să deschiletezi, oricât ar fi el de bun, ceva desfiletat de mai multe ori pe zi se deteriorează. Așa că era foarte bine dacă era o mufă din asta rapidă. Aici în capăt se mufa foarte bine cu furtunul nostru, dar aici în capăt avem o mufă din asta care este legată, o să vadă furtunul meu aici după un scaun. Furtunul este conectat, este legat cu ajutorul unui colier. Deci, mufa care avem la mașinăria asta poate fi pus furtunul și prins cu un colier. Pentru că presiunea e destul de mare de aer și dacă nu punem colierul, o să arunci furtunul în exterior. Deci, astea două minusuri sunt mai esențiale. Nu știu, altceva, poate pe parcurs cât o să mai lucrez, o să mai văd din ele. Dar cele două minusuri mai semnificative e diuza și această mufă care lipsește. Dar o să tăiem noi furtunul, o să luăm mufă din aia mamă-tată, o să punem pe furtun și o să putem să scoatem furtunul și o să-l punem la loc cu ușurință. Deci cam atât. Cam asta e prezentarea. Nu ați mai văzut-o pe canal. Dacă nu ați văzut-o, intrați în descrierea videoului și o să vedeți câteva link-uri. Sau dacă nu, intrați pe canal și vedeți celelalte videouri unde prezint cum trage-o pe perete, cum lucrăm aici în jantier și o să vedeți cum funcționează una din asta. Dar cel mai bine fiecare o cumpără, o achiziționează și poate vedea cu exactitate dacă funcționează la standardele pe care el le dorește. Pentru că eu pot să am niște standarde, altcineva să aibă alte standarde. Deci indicate să o achiziționezi și să vezi care e treaba. Eu îți arăt și îți spun din punctul meu de vedere cum cred eu, adică cât de mult m-a ajutat pe mine. Fiecare o achiziționează și vede în dreptul lui dacă e mulțumit sau dacă nu. Cam atât din video de astăzi. Sper că a fost un video informativ, așa, de folos. Dacă ești în căutarea unui astfel de obiect, poți să-l achiziționezi atât de pe internet, cred, și din magazinele fizice. Nu știu, l-am achiziționat de pe internet, dar cred că se găsește și în magazine fizice cineva de cumpărat. Cam atât din video de astăzi. Nu uitați să te abonezi, să
să apeși clopoțelul pentru a primi notificări de fiecare dată când postez. Dă-mi un like, dă un share clipului. Eu am fost Cătălin, iar până data viitoare, la revedere și spor la treabă!